numesc Iriana Băganaș. Sunt elev în clasa a treia la școala gimnazială internațională Spectrum. Profesorul coordonator este Alexandra Gheorghe. Tema proiectului din cadrul concursului First Step este îngrășământul natural pentru plante. Categoria din care face parte acest proiect este Scientists and Innovators. Obiectivul proiectului este dezvoltarea caracterului nostru spre responsabilitate, empatie și creativitate față de tot ce ne înconjoară. Am ales acest proiect deoarece doresc să vă arăt un experiment pe care l-am făcut cu două plante de interior. Materialele folosite sunt zahăr de cafea, coajă de ou, coajă de banană. Am mărâncit coaja de ou și coaja de banană. Le-am amestecat cu zahărul de cafea. Peste toate acestea am turnat apă, o să turnăm apă. Bun. Acum o să amestecăm. Cu acest amestec am udat planta în fiecare zi, timp de 2 săptămâni, iar cealaltă am udat-o doar cu apă. Planta udată cu amestecul meu a crescut mai mult decât cea udată cu apă. Așadar, îngrășământul natural ajută la stimularea și creșterea plantelor atât de interior cât și exterior. Prin urmare, plantele trebuie hrănite corect. Din punctul meu de vedere, consider că acest proiect este util în viața reală deoarece ne ajută să descoperim lucruri noi, lucruri pe care încă nu le știam, lucruri care ne sunt de folos în viața de zi cu zi.